Bă, am căutat unde mereu, nu i-am găsit. Niște proști mi-a arătat țărăniști. Bă, nu ești unde mereu. Bă, ăștia țărăniști. Iată, ghiveciurile, știi? Păi credeam că ăștia e unde mereu, nu are. Păi de ce? Eu sunt membru PRM și mă duc să... Mă oftică Vadim. Și mă duc să votez cu Marco Bella. De ce? Are nume de frumoasă. Cu Bella, cu Bella. Și zic, băi, Jingle Bella. Marco. Păi dacă erai român, te chema... Marcu care strage în cur cu arcul. Te chema Sfântul Anton care stoarnă în cur beton. Iar l-a găsit pe ăla, pe Dorel. Dorel e cel mai fost muncitor din România. I-a făcut reclamă lui Dorel. Iar zice, aolo, l-avem pe Dorel. Dar e un actor bun, de seama. Apare Dorel. Îl vezi cum dă la picamăr. Se are și la aceea. Și de ce te-ai înscris în PRV? De tele. Dar până la urmă am votat și la PRV. L-am văzut pe Gheorghe Funar, făcea... Dacă aș fi Vadim, i-aș pune numele, bă, Gică Frânearu. Cum, ești Gică Frânearu? Și avem pe ce mai poți. Și se văd pe toți muncitori, a fost unii deștepți care ai mătat. Îl vezi pe Dorel. I-a pus și nume de chiar românesc. Că Doru este un nume românesc. Îl vezi pe Dorel. Băi, aolo, de Dorel ăsta. A apărut Dorel ăia. Aolo. O avea gagică, eu cred că Dorel mai are ceva. Cine stă cu Dorel ăla? De ce îți plăcea de Vadim? I-am văzut fetele. Mă, ce fetele frumoase are astea? Am zis, după aia am dat la fetele lui Vadim. Când mă uit, mamă, ce fetele are! Puștaicele are vreo 20 ceva de ani. Și eu am îmbătrânit în rele. Și el umbla cu Eugen Barbu, când era tine. Face de ce? Și redea alții că agită Vadim. Face, băi, tu n-ai făcut băieți. Ala, bă, bărbații care face fete, e original. Ăia nu se prindă, stai cât de poștea. Eu am zis, mama, și umbla cu Eugen Barbu, da? Se ducea la gătăm de aici. Acum mai bă. Hai să mă sor și eu de la viața mea. Să procrez special. Și cred că se gândește fetele vă, Vadim, vă, vreau să-l încă muncitorul ăla dorea. De ce să faci și noi mișto de el?